Ok, deci asta este concepția de profit. Asta este un comentariu extras de pe TikTok și vorbeam cu cineva despre profit, despre aceste cripto și despre profitul care îl vor aduce. Nu știu ce înseamnă profit mare în concepția unora. Cât de mare trebuie să fie un profit ca să fie un profit suficient? Hai să facem puțin o comparație. Dacă ne uităm la un indice bursier, vedem că pe ultimii 10 ani a adus în medie un 20-30% anual. Dacă ne uităm la dobânda care ne dă o bancă, 0%, 0,5%, 1%, în unele cazuri chiar și negative, sau 4-5%, acum că avem o inflație mare, 6%, 7%, ăsta ar fi un profit. Pe când aceste cripto, în concepția mea, în opinia mea, pentru că așa le văd eu, ar putea să ne aducă un profit de 300%, 400%, 600%, chiar 1000% în unele cazuri. Aș îndrăzni să spun că 1000% este un profit frumușel, nu un profit măricel, comparativ cu celelalte enumerate mai devreme. Evident că n-ai cum să devii milionar investind 2000, 3000, 5000, 10000 în aceste criptomonede. N-ai cum. Poate printr-o investiție de 100.000 de dolari și având un noroc extrem, poți să faci 1 milion de dolari. Dar cu 2, 3.000, 5.000, 10.000, bugetul mediu care îl putem avea toți dintre noi, n-ai cum să devii milionar investit în astea. Trebuie să găsești ceva spectaculos în genul lui Pepe sau lui Shiba Inu sau lui Dogecoin, etc. Însă șansele de a găsi așa ceva sunt foarte mici. Mai bine nu riști, sau dacă ai un portofoliu orientat spre risc, aș zice maxim să aloci 10% din bugetul tău către asemenea investiții. Așa că de-aia revin la ideea inițială. Ce înseamnă un profit bunicel în concepția voastră? Ce înseamnă un profit bunicel? 200% este un profit bunicel? 500% este un profit bunicel? Eu aș zice că da, mai bine renunțăm la ideea de a urmări diferite proiecte care ne promit un X1000 sau un X2000 sau un X100.000 sau un X10.000 sau ceva de genul. Ar trebui mai bine să încercăm să luăm toate resursele pe care le avem și să le investim în câteva proiecte sigure care ne vor aduce un 200, 300, 500, 1000%, un 2000% în unele cazuri. Asta este concepția mea. Numai bine, și aștept și părerea voastră despre cât ar însemna un profit sănătos pentru voi. Lăsați un comentariu și mai discutăm pe tema asta. Iar pentru discuții de cripto, nu uitați că vă aștept pe Telegram, pe grupul Armata Hodl. Numai bine!